Dacă în vechiul cod penal o sentință a instanței poate fi atacată cu apel și recurs, noul cod vine cu o modificare ce va aduce mai aproape de o decizie definitivă. Asta pentru că o sentință a unei instanțe inferioare va putea fi atacată doar o dată cu apel, iar în cazul în care la momentul introducerii noului cod o persoană este judecată după ce a atacat de două ori o decizie, procesul va continua sub numele de recurs în casație, iar judecătorii vor analiza doar dacă instanța anterioară era cea care avea dreptul să judece acel caz. Noul cod penal aduce și termenul de arest la domiciliu, dar și cel de eutanasie. Faptele de corupție și înșelăciune vor fi pedepsite mai blând. Astfel, luarea de mită se pedepsea în vechiul cod penal cu închisoare până la 12 ani, în timp ce în noul cod maximul este de 7 ani. Pentru dare de mită, însă, limita rămâne ca în vechiul cod, respectiv 5 ani. Un text din noua lege arată că interceptările telefonice vor putea fi făcute doar după începerea urmăririi penale, nu în faza premergătoare cum se întâmplă acum, iar cel vizat va fi informat că există o anchetă în desfășurare și că este urmărit penal. O prevedere care există de foarte mult timp în țările civilizate și care urmează să fie prevăzută în noul cod este și cea a arestului la domiciliu. Suspecților cu minți li se va atașa o brățară cu GPS prin care vor fi monitorizați de autorități și nu vor avea voie să părăsească locuința pe perioada aplicării măsurii. În noul cod penal se dezincriminează prostituția, în schimb rămâne incriminat proxenetismul, care se pedepsește cu până la 15 ani de închisoare.